Cum își revine piața de stomatologie după criză. Alături de mine, Cristian Taban, director executiv de Entestet. Cristi, salut! Bun! Cum este să fii parte dintr-un grup listelabor? Ei ne-au învățat să fim dinamici, ne-au învățat să, să creștem mai agresiv decât piața, ne-au învățat să ne uităm nu numai la creștere organică, ci și la achiziții. În același timp, avem o putere mai mare de negociere cu furnizorii fiind parte din asemenea grup și iarăși un acces mult mai uh, ușor la finanțare fiind parte din puternicul grup MedLife. Făcând acum o analiză, am studiat 400 de clinici din România. Ele reprezintă cam 50% din piață. Piața a scăzut cu 4%, însă dacă socotim o perioada de oprire de 8 săptămâni și facem normalizarea acestor cifre, cu o creștere de 14%. Pe lângă cifre, un aspect calitativ, până acum 2020 a fost cel mai decent an în piața de stomatologie. Medicii stomatologi tratează pacienții. Ei nu o privesc ca pe o afacere. Nu știu foarte mult despre cifre. Dacă stai din afară și analizez, am avut achiziții. Vorbesc despre clinicele din, din piață. Au fost clinici care au deschis sedii și cabinete în alte orașe. au venit fonduri de investiții și s-au alăturat unor clinici. ca în general, unii nu au bani de extindere, unii nu au know-how-ul a ceea ce înseamnă extindere, au ajuns cu business-ul până la un anumit nivel, și de la un punct încolo lucrurile sunt mult mai complicate. A ține în mână, într-o altă locație, o echipă de medici și de oameni care nu sunt medici și ai face să funcționeze prezența ta acolo, aici depășește puțin uh, nivelul de înțelegere ale unor, unora dintre medici. El, ca să poată să ajungă la 200.000 de euro cu un singur unit, trebuie să aibă niște parteneri de încredere, trebuie să fie vizitat de un medic implantolog care să vină și să opereze la dumnealui în cabinet. Trebuie să aibă colaborări cu medici endodonți care să lucreze tratamentele pe canal. Este mai greu de unul. Singur trebuie să aibă niște colaborări cu medici specializați. Bun, și atunci, în să... mod natural, da. un unit cam cât poate să facă rezonabil, care poate nu are nevoie de atât, atât de multe specializări. Este bine atunci când deschizi o clinică să ai un număr minim de 3-4 unituri nu cu un singur unit, cu 3-4 unituri prin care să te asociezi cu câțiva medici, prin care să oferi pacientului servicii complexe. Pacientul să nu mai meargă în altă parte, să rămână acolo și echipa să vină în jurul lui. O să atingi într-un an de zile undeva 500-600 de mii de euro pe an și de aici, în funcție de talentul lor, Uh, suma bun, dar crea... care va fi viitorul? Dacă viitorul va fi al acestor cabinete independente la scara blocului, deci ai coborât din bloc în drumul tău spre muncă, vezi un cabinet și cine știe, poate ești acolo și ai noroc, uh, sau va fi al uh, viitorul va fi al clinicilor. Clinici care să aibă 3, 4, 5 unituri pot să meargă și să, să facă rezultate extraordinare. Un unit singur este chiar, chiar foarte greu singur. Să, adică este, este puțin extrem.